Bună ziua, domnilor și domnilor, și bine v-am găsit la noua ediție a UMFST Live. Numele meu este Iuliu Cocuș și astăzi voi fi gazda dumneavoastră. Alături de mine le-am invitate pe două dintre președintele organizațiilor studențești din Târgu Mureș, emisiunea de azi deschizând o nouă serie de emisiuni, și anume voluntariatul în cursul anilor de studiu. Alături de mine sunt Iconaru Raluca, care este președinta organizației studențești de medicină dentară, și Bianca Ispaș, președinta Asociației Studenților Farmaciști. Bine v-am găsit și mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bine te-am găsit. Pentru început, o să începem cu o scurtă prezentare a domnișoarelor președinte și să ne spuneți de ce ați ales UMF Târgu Mureș, UMFST Târgu Mureș. Bună ziua! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Numele meu este Iconaru Raluca, sunt președinta organizației studențești de medicină dentară din Târgu Mureș și de asemenea sunt student în anul 4 la medicină dentară. Am ales UMFST pentru că am considerat că dintre toate facultățile din această țară este cea mai bine pregătită pe ceea ce înseamnă stomatologie. Bună ziua, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Numele meu este Ispa Selena Bianca, sunt studentă la farmacie în anul 3, iar eu am ales facultatea de farmacie din cadrul UMFST pentru că este o facultate cu prestigiu și o facultate cu renume și am simțit că aici cu aceasta mă identific eu cel mai bine. Am înțeles. Bianca, aș vrea să ne faci o scurtă descriere a organizației pe care o reprezinți și ce anume este specială organizația pe care o reprezinți? Sigur. Organizația pe care o reprezint se numește Asociația Studenților Farmaciști din Târgu Mureș și este o organizație non-guvernamentală, non-profit, care are ca și studenți, voluntari, studenți din cadrul Facultății de Farmacie din Târgu Mureș, iar scopul asociației noastre este unul umanitar. În esență, noi reprezentăm cu adevărat o familie care încercăm să întreprindem mai multe activități reprezentative pentru noi. Am înțeles, Raluca, la fel. OSMD Târgu Mureș este o asociație studențească înființată în 2012. Avem doar 7 ani de activitate, dar în acești 7 ani am reușit să ne afirmăm printr-o activitate studențească activă în Târgu Mureș. În prezent avem 150 de membri care sunt implicați în proiectele noastre, proiecte atât culturale, sportive, dar și științifice. Văd că sunt foarte mulți studenți care sunt implicați, practic, în activitățile pe care organizațiile voastre le desfășoară și dacă ar fi să tragem așa o linie la final de an universitar, pentru că ne aflăm la finalul anului universitar, ce realizări au fost în organizație pentru acest an? Am încercat anul acesta să le oferim studenților de la medicină dentară și nu numai, cât mai multe activități și oportunități de a se detașa de la rutina zilnică. Primul eveniment de o amploare mai mare a fost simularea examenului de rezidențiat, care s-a desfășurat în luna octombrie, a fost la cea de-a doua ediție. Apoi următorul eveniment a fost Unifestul, festival studențesc dedicat tuturor studenților. Este un eveniment desfășurat în parteneriat cu USR-ul și a fost coordonat de către colega mea, Pop Dora. Apoi am avut Training Camp-ul, care a fost un eveniment în colaborare cu Casa de Cultură. Iar cel mai mare eveniment al nostru de până acum a fost simpozionul național științific OSM Dentis, unde anul acesta am atins cele mai înalte standarde de până acum. Coordonatoarele acest proiect au fost colegele mele Ioana Sanda și Irina Condriuc. Apoi a urmat congresul Mari Sciences, unde am împreună cu Liga Studenților am organizat pe partea de stomatologie congresul. Aici coordonatoare au fost colega mea Adina Rad și colegele mele care vin din partea Ligii Studenților, Bianca Sătescu și Luiza Gheicianu. Pe lângă aceste evenimente am desfășurat și evenimente mai mici, specifice specializării noastre, dar și pub quiz-uri, board games, seară de film și să nu uităm de petrecerii care ne reprezintă pe noi ca organizație în mare parte. Da, cu toții știm acest lucru. Bianca? Noi, ca și eveniment de amploare, am organizat conferința anuală a studenților farmaciști din Târgu Mureș, Farmacofor, care s-a aflat anul trecut de la prima ediție. Apoi am organizat Congresul Internațional Mari Sciences pentru tineri medici, pentru tineri studenți medici și farmaciști, în colaborare cu Liga Studenților. De altfel, am organizat tot în colaborare cu Liga Studenților Universitatea de Vară pentru elevi. Am realizat Ghidul Bobocului Farmacist și revista Recipe. Am realizat campaniile naționale propuse de către Federația Asociației Studenților Farmaciști la care suntem membri.
precum campaniile antibiotic, tabacocontrol, antistres. Am realizat mai multe activități sociale, precum team building-uri și party-uri. Și am participat în cadrul mai multor evenimente externe de FASFR și ANOSR. Practic, aflându-vă în vârful organizației ca și președinte, înseamnă că v-ați dedicat o mare parte din timp voluntariatului. De ce ați ales să faceți voluntariat, Bianca? Am ales să fac voluntariat deoarece consider că sunt o persoană sociabilă, ambițioasă și dornică de a descoperi cât mai mult și consider că am anumite calități pe care doresc să le împărtășesc și cu ceilalți și totodată să mă dezvolt, să mi le dezvolt mult mai mult și să aduc mult mai mult plus celor din jurul meu. Luca. Am intrat în cadrul organizației fiind șefă de an în anul în care sunt la facultate și am încercat să mă implic cât mai mult în activități, să fiu prezentă peste tot și am văzut că am prins drag de ceea ce înseamnă voluntariat și mi-am dorit din ce în ce mai mult. Am văzut colegii mei care erau în funcții, cum își desfășurau activitatea, ce sarcini aveau și mi-am dorit din ce în ce mai mult. Am urmat apoi să fiu coordonatoare pe un proiect foarte mare, Simpozionul Național Științific, și după aceea am fost secretar general și am zis că îmi doresc mai mult și am ajuns președintă. Și simți că poți mai mult, da. Și atunci, da, ambele ați ajuns președinte. Vă ocupă, bănuiesc, voluntariatul o mare parte din timp și vă dedicați această parte din timp, din timpul personal. Dar care credeți că ar fi profilul voluntarului perfect? Și de ce este bine, până la urma urmei, să facem voluntariat? Cred că este bine să facem voluntariat deoarece ne dezvoltăm pe noi ca și oameni. Avem ocazia să socializăm mai mult, să cunoaștem persoane noi, să ne implicăm în activități în care nu am avea șansa să ne implicăm ca un student simplu. De asemenea, consider că nu există voluntarul perfect, cum nu există nici omul perfect, dar cred că un voluntar care merită apreciat și care merită să fie răsplătit este acela care ajută la dezvoltarea organizației, la dezvoltarea unui proiect și care interacționează foarte bine cu oamenii din jur și este mereu acolo când ai nevoie de el. Foarte frumos! De asemenea, și eu consider că nu există profilul voluntarului ideal, ci doar cred că persoana respectivă trebuie să fie dornic, să descopere lucruri noi, să se dezvolte pe plan profesional și personal în același timp, pentru că voluntariatul îți oferă foarte multe plusuri trebuie, persoana respectivă consider că trebuie să aibă foarte multe bune abilități de comunicare și să fie creativă. Deci, practic, încurajați toți studenții care doresc să își dezvolte partea personală să facă parte din organizațiile pe care le conduceți. Am vorbit despre nivelul local, despre studenți, despre ce înseamnă organizațiile. Dar dacă ar fi să trecem un pic la nivelul național, știu că ambele organizații fac parte din federațiile naționale. Bianca, dacă ai putea să ne spui câteva cuvinte despre Federația Națională. Singur, asociația noastră face parte din Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România, FASFR. Cu această federație avem o colaborare foarte bună, bazată pe comunicare și cu membrii federației am reușit să realizăm o strânsă legătură de prietenie, ceea ce a dus la realizarea unor proiecte foarte reușite. Noi realizăm împreună cu ei sau realizăm anumite campanii la nivel național și încercăm să aibă cât mai mult impact asupra populației. Am înțeles. Raluca? În ceea ce privește organizația noastră, bazele federației au fost puse de-abia anul trecut și încă nu avem activități în desfășurare, dar urmează să avem activități și avem și un reprezentant din partea noastră în federație, acela este Viorel Dalpă și îi mulțumim că e acolo și mereu ne ține la curent cu ceea ce se întâmplă. Sperăm să avem cât mai multe proiecte în curând. Da, din câte știu, un proiect pe care îl desfășoară fiecare centru este proiectul de schimburi studențești, da. Și pe partea de Facultatea de Medicină Dentară și pe partea de farmacie. Puteți să-mi spuneți un pic despre acest proiect, despre proiectul de schimburi studențești, ce înseamnă mai exact, Raluca? Da, proiectul de schimburi studențești, de fapt la noi se numește Interdentis, se desfășoară în toate centrele din țară. Perioada nu este o perioadă stabilită pentru toate centrele, fiecare centru stabilește perioada.
O săptămână vin studenți din alte centre la noi. În acea săptămână, pe lângă faptul că încercăm să le arătăm în facultate cum este viața studențească, încercăm să le facem și activități extracurriculare, să se distreze, să vadă un pic cum este viața în Târgu Mureș. Și încercăm să le oferim o experiență inedită. Și tocmai de aceea, chiar în ultimii ani, avem cam aceleași persoane care vin pentru că au prins drag de ceea ce înseamnă UMFST. Înțeles, Bianca? În cazul nostru, proiectele de interschimb studențești poartă denumirea de Interpractic și Interpharma. Prin proiectul Interpharma, studenții au posibilitatea, studenții noștri și cât și studenții celorlalte centre din țară, au posibilitatea de a veni și a vedea cum este o săptămână în centrul nostru, respectiv studenții noștri în celelalte centre, și de a vedea cum se desfășoară atât cursurile, cât și laboratoarele la noi în facultate, cât și cum este să trăiești în Târgu Mureș. Iar proiectul Interpractic, acum se numește Interpractic Plus, este un proiect în care studenții au posibilitatea să-și efectueze practica de vară, timp de 2 săptămâni într-un alt centru, în industrie farmaceutică, în cercetare, farmacie comunitară cu receptură sau farmacie de spital, și aceștia au posibilitatea de a-și forma o privire de ansamblu asupra ceea ce vor să facă mai departe. Deci, practic, este un proiect foarte căutat de către studenți și chiar mă bucură să aud că an de an tot mai mulți studenți aleg UMFST pentru schimburile studențești. Ne întoarcem un pic în plan local acum, știind că Liga Studenților din Târgu Mureș este organizația reprezentativă în UMFST pentru reprezentarea studențească. Aș vrea un pic să povestim despre relația pe care o aveți și eventualele proiecte comune care sunt împreună cu LSTGM. La Luca. Consider că anul acesta relația între OSMD și Liga Studenților a fost una foarte bună. Tocmai de aceea aș vrea să mulțumesc pe această cale Ligii, pentru că ne-au fost alături mai mult ca oricând anul ăsta din punctul meu de vedere și că am reușit împreună să desfășurăm proiecte foarte frumoase, cum ar fi Congresul Marisiensis, unde eu cred că anul ăsta au ieșit foarte bine pe ceea ce înseamnă partea de medicină dentară. Și le mulțumim pentru sprijinul lor și că sunt acolo de fiecare dată când avem nevoie de ajutor și când avem nevoie de un sfat și... Mulțumim frumos! Cu mult! De asemenea, și noi am vrea să vă mulțumim foarte mult pentru colaborările noastre și pentru faptul că, să zic, relația noastră se bazează foarte mult pe colaborare și pe comunicare. Noi, împreună cu Liga Studenților, organizăm Congresul Marisiensis pentru partea de farmacie, care și eu, de asemenea, consider că anul acesta a fost o ediție foarte reușită, și Universitatea de Vară pentru Elevi, la care sper din suflet să iasă o ediție reușită și anul acesta. Sigur va ieși, pentru că, din câte știu eu, pentru Universitatea de Vară pentru Elevi, pregătirile sunt în toi. Da, este foarte important ca toate organizațiile să colaboreze și până la urmă împreună mereu am fost mai puternici. Ne aflăm în prezent, în momentul în care este finalul anului universitar, deci proiectele pe anul acesta s-au cam terminat, pe anul acesta universitar, bine, mai e școala de vară care urmează să fie în vară, dar care sunt planurile de viitor pentru organizație? Noi, asociația noastră, își dorește să mențină în continuare, să-și mențină în continuare scopul umanitar și să întreprindă activități de impact atât pentru studenții farmaciști, cât și pentru celelalte persoane. Ne dorim să aducem un plus valoare facultății noastre de farmacie prin implicarea noastră. De exemplu, avem un proiect care, ca și exemplu, o să dau un proiect foarte de suflet, ce anume conferința anuală a studenților farmacii și farmacofor, la care pregătim foarte multe surprize anul acesta și sper să iasă în regulă. Noi, anul acesta, încercăm să menținem acele standarde pe care le-am avut și dacă se poate să oferim studenților un plus și să le oferim studenților cât mai multe activități de a-și petrece timpul liber, să le oferim studenților cât mai multe informații de calitate, dar de actualitate. Și de asemenea ne dorim să înființăm un nou departament, departamentul de profilaxie. Oh, aceasta este ceva nou. Eu pot să vă urez mult succes, pentru că văd că aveți planuri mari și cu toții știm că o conferință nu este chiar cel mai ușor de organizat, ba chiar când așteptările sunt din ce în ce mai mari. Care sunt planurile voastre personale de viitor? Pentru că acum este frumos, este voluntariat, dar totuși viața merge mai departe. Planuri de viitor,
Îmi doresc în primul rând să rămân președinte și pe anul următor. Asta este dorința mea principală. Apoi să termin facultatea, mai durează un pic. Și de ce nu să ajung un medic rezident pedodont? Asta îmi doresc. Și cum e, ce ți-ai anunțat candidatura acum live la un FST live. Foarte fain, foarte fain. Bianca? Eu îmi doresc ca după terminarea studiilor să reușesc prin abilitățile dobândite până acum ca și voluntar să devin un bun profesionist în domeniul medicamentului. Cu siguranță această experiență pe care ai avut-o te-a învățat și anumite lecții de viață și cu siguranță te va ajuta în viitor. Dar poate mulți studenți se întreabă și poate câteodată, din păcate, nu află în timp util cum se pot înscrie studenții în organizațiile pe care le reprezentați și ce presupune această înscriere. Înscrierile în Asociația Studenților Farmaciști din Târgu Mureș se realizează în fiecare semestru, la începutul semestrului. Colul pentru voluntari pentru înscrierile în asociație va fi dat, va fi anunțat la ședințele noastre de echipe, ședințele ordinare, dar va fi publicat și pe, și pe pagina oficială a asociației noastre. Deci la început de an universitar, da, practic. Da. Organizația noastră recrutează doar la început de an universitar. Dacă se găsesc persoane care între timp și-au dat seama că nu s-au înscris și doresc, sunt bineveniți oricând în organizația noastră. Recrutarea va avea loc la început de an. Vom avea, vom merge la boboci în mare parte, dar și la studenți, ca să reprezentăm organizația noastră și să știe cu ce ne ocupăm. Apoi vom avea recrutare unde va fi, unde fiecare departament își prezintă proiectele, voluntarii își aleg departamentul din care își doresc să facă parte și mai departe ei văd cum ne desfășurăm activitatea. Practic o săptămână înainte de începerea anului universitar este și săptămâna bobocilor, unde bănuiesc că va fi și târgul organizațiilor și acolo o să puteți să vă prezentați activitatea. Ca și ultimă întrebare, aș vrea să vă întreb, aveți planuri de viitor în ceea ce privește colaborarea cu restul organizațiilor studențești, nu neapărat pe parte medicală din UMFST? Bianca? Sigur că da, ne gândim să colaborăm cu celelalte organizații studențești în continuare și să reușim să realizăm proiecte comune care să fie de impact. De aceeași părere ca și Bianca sunt și eu, doar că cred că ar trebui cumva să fim mult mai uniți noi și atunci să putem desfășura proiecte mult mai mari și de asemenea să ne implicăm în proiectele pe care deja le avem în colaborare cu celelalte universități, aici, facultăți. Aici merge sloganul cu împreună facem diferența, pentru că colaborarea până la urmă este cea mai, cea mai bună metodă. Vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația noastră și vă doresc mult succes în activitatea organizației și mult succes pe plan profesional. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea din această seară. Vă mulțumim pentru atenție și ne revedem săptămâna viitoare. O seară frumoasă!